Joi 8 decembrie 2016, de la ora 19, în sala Cavalerilor a Castelului Care din municipiul Care a avut loc concertul de colind de limba maghiară, susținut de corurile din cadrul parohiei reformate și romano-catolice. În perioada 17-22 decembrie 2016, în intervalul orar 17-20 și 30 de minute, în parcul dendrologic din municipiul Carei, va avea loc târgul de Crăciun în aer liber. Pe parcursul celor 6 zile vor fi amenajate în aer liber căsuțe cu produse specifice acestei perioade a anului. Vineri 9 decembrie 2016, de la ora 18, sala Cavalerilor a Castelului Care din municipiul Care a avut loc concertul susținut de corul de copii Flori de Stele din București, dirijat de Carmen Stoica.